vă Păi bătea. puteți să mă bateți cu picioarele, adică puteți să mă apuși și de cap și de picioare și cu picioarele, mai des cu picioarele mă bătea. I-am dus niște bărbați, ca când ca să dea la mine, că eu dacă să mă dau la dânsi. Și când am bun într-o zi, mă duc în sat, în casă la mine, gospodina face mâncare. Amanta soțului? Da, da, și s-a început, adică atât, și eu, adică, cum așa, adică am vorbit frumos, nu am sărit la bataie, și eu mă duc, dam la mama soacră și zic, măi, dar cum așa, și mama soacră sare la mine la bataie, ei nu știu că eu am fost acasă, ei. Și s-a sărit la mine la bataie, că și n-ai tot treabă în casa asta, am început să îmbri cu prietele mele, să-mi iei banii, să îmble, nu, el nu vrea să lucreze, adică s-a început, cum să Cum zic, i-ați culcat cu prietenii dumneavoastră? Da, da. Da, Rețin el, relație? da, el zic, eu am vrut să văd și tu, adică, cât tu de fidelă să-mi fii mie. Dar și asta se demonstrează Zic, prin... da, da, deși așa, zic, da, deși așa, deși... Adică, multe întrebări aveam ca răspunsuri n-am avut. Dar dumneavoastră, acum vă dați seama că puteați fiți violat atunci? Eu puteam și eu și ucis atunci, adică nu m-a violat. Adică puteam să mă pălească atunci cum... Să mă azvârle acolo în răut și ala că m-a găsit nimeni. Nu l-ați iubit niciodată? Nu. Dar cum ați putut trăi 22 de ani cu el fără să-l eu iubiți? Vă spun, cred că din cauza asta că totuși a băgat frica. Și eu mă gândesc că el mai mult ăsta, deși că eram așa ca, cum să zicem, ca un căluț care avea motivul de a face și bani cu mine. Adică eu mă gândesc numai din motivul ăsta. Că îl întrețineți. Că îl întreținem, că el eram o femeie așa, că eu nu niciodată nu stăteam, că nu am eu adică un capeic. Doamna Viorica, bine ați venit la noi. Mulțumesc. Mulțumesc că ați avut curajul astăzi să veniți să vă povestiți istoria de viață. Da, mulțumesc de invitație. Pentru început o să vă rog să vă prezentați. Sunt Sava Viorica, sunt din satul Cerepcău. Raionul? Raionul Florești. La moment locuiesc în Chișinău. Ce locuiesc cu feciorașul meu de 8 ani, eu am o vârstă de 50 de ani. Să fiți sănătoasă, mulți ani înainte. Dumneavoastră aveți o viață tristă. Dacă mă uit la dumneavoastră, nu aș zice niciodată că ați trecut prin atâta durere și violență. 22 de ani ați trăit cu un soț violent, care v-a bătut și v-a umilit. Da. Să începem cu începutul istoriei. Da, începutul a fost... Ce vârstă v-ați... 21 de ani a fost când a început noi să trăim, adică împreună cu soțul meu. Cum ați făcut cunoștință? A fost o cunoștință că noi, pe timpul eu lucram la, eram, să zicem așa, o mică businessmană, lucram la Florești, facem piață, facem vânzări, cumpăram, vindem și s-a apropiat un băiat de mine, negru, compar negru, și să fac cunoștință. Zic, dar eu și cu țigani n-am mai făcut cunoștință și tot e în regulă. Da, romii sunt oameni da, ca și noi. Da, dar așa eu am atunci, mi-a venit asta prin cap. Zic, încă și aici nu am mai fost. Și m-am întors și am cătat de treabă. Între timp, a trecut mult timp, nu știu cât acolo, iar acolo era sora mea, Dumnezeu să zic, de ce dată. Și el tot vine, hai spuneți, vorbească cu mine, chiar că eu vreau să vorbesc cu dânsa, încolo, încolo. Până la urmă el vine, noi am mai vorbit așa vreo două ori și până la urmă el a venit la mine cu un pachet. Și toată mă lângă de casă, n-am unde trăi, îmi dai voie să trăiesc la tine. Era o geantă cu haine. Da, avea un pachet negru, cum era atunci, era cu un fular de asta, Puma. Și că îi vorbesc la gazdă, dacă să, adică să vorbesc cu gazdă și dacă îmi dă voie, tot ce trăiești, că e o leacă până să-mi găsesc eu de lucru. Și leacă asta s-a trecut în 22 de ani. Dar el ce vârstă avea? Noi eram de seama, de ori suntem. 21 de ani? Da. Dar dumneavoastră de Baști, originară de unde sunteți? Eu sunt din satul Hecel Vechi, era în Sângerie, de lângă Balță. Dar la Florești cum ați ajuns? La Florești, după am lucrat la Bălți, am făcut o școală profesională și pe profesie care o aveam eu, la moment s-a închis acolo tot combinatul de blenduri, am la combinat de blenduri. Și între timp am ajuns la Florești cu prieteni de mei, acolo lucra și învăța și ne-a dus la dânsa, am ajuns în și de unde până ne-am ajuns în Florești. La piață, să vând la piață, am început să... Atunci, pe vremuri, vindem gume. Uh-huh. Gume, ciocolate, bombonele. Pe urmă am trecut eu la țigări, la... la ceva mai serios. Serios, da. Vodcă vindem, șampanie. Doamna Viorica, dar cum putea el să vină la dumneavoastră cu pachetul ăsta cu haine, dar
Dacă voi nu trăiați împreună, voi vă întâlneați? Păi asta a fost, cred că a fost așa, prin surprindere, srazu. Da, deodată și gata, asta e mie. Nu-i mi-ai dau voie nicăieri, că o să-i propun deodată să trăiesc la dânsa și... Dar voi v-ați întâlnit până păi ajungeți să trăiesc la dânsa? A fost o singură întâlnire, adică am avut o întâlnire care... Adică n-am fost acolo o întâlnire așa să... A fost odată o întâlnire și a fost odată tot pe un hram, nu știu, nici gata. Adică așa mare, să zicem, în toată ziua nu vine cu să ne întâlnim, să stăm la vorbă, să nu. Dar v-a plăcut de el? Sincer, vă spun, cum i-au fost amintirile și alea atunci, țiganul ăsta și mai vrea de la mine, adică să zic așa că nu, el întotdeauna de asta și ne reproșa pe urmă, că tu pe mine și odată m-a iubit, mai, dar eu nu să zic că te-am iubit, dar eu te-am respectat. Adică a fost respectat față de mine, a fost un respect ca bărbat. Nu l-ați iubit niciodată? Nu. Dar cum ați putut trăi 22 de ani cu el fără să-l iubiți? Eu vă spun, cred că din cauza asta că totuși a băgat frica. Adică ca o fel de frică. Tot eu singur, nu știu cum, la moment, adică răspunsuri la întrebările astea care eu singur mi le dau și singur nu pot răspunde. Sunt, adică... După ce l-a venit să trăiască la dumneavoastră, dumneavoastră stăteați la chirii, da, la Florești. Da. Ați mers la el în sat, la Ciripiu? Da, da. Adică peste un timp oricare ne-am dus la părinții lui în sat, acolo. Cum v-a primit? Da, a fost taman hramul satului, atunci era... 21 noiembrie. 21 noiembrie, da. Era familie, are o familie mare, da. Era... Și ne-a plăcut că e o familie mare, adică prietenoasă, dar până la urmă nu chiar așa cum am... Da, deodată am fost primită, dar pe urmă, adică s-a început. Vorbe. Dar părinții dumneavoastră cum l-au primit pe el? Părinții l-au primit tot bine, dar vă spun că așa cum s-a uitat mama și sora tatei, o mătușă de-a mea, au zis că tu mă copii frumoși așa ai, dar n-a să ai viață cu omul ăsta. Adică... Dar de ce le-au ajuns la concluzia asta? Cred că ceva un egoist era, pre-egoist, adică se purta urât deodată, s-a început a purta, adică pe dânsă l-a interesat, cred că numai starea materială totuși. Voi ați început să locuiți împreună la Florești? Da. După ce veniți la dumneavoastră, da, cu pachetul ăsta, da, cu haine. Da. Cum se comporta cu dumneavoastră la început? Deodată a fost bine, pe urmă foarte urât, adică am fost iar bătută, mă bătem, mă amenința, dacă n-o trăiești cu mine să-ți dau foc la casă, ori să-ți-l bat pe fratul, ori nu știu ce, adică era niște amenințări întotdeauna. Și dar eu că... la ce au început toate? Cât a fost frumos, cât ați trăit bine și frumos? Păi, practic... Foarte puțin, nici nu mai țin minte, adică atât. O lună, două? De o lună, să zicem, o lună, două. Tot astea s-a început, adică, de la și că el a început să îmbli cu prietele mele, să-mi iei banii, să îmbli numai, el nu vrea să lucreze, adică s-a început, cum să zice... Mi-ați culcat cu prietenii dumneavoastră? Da, da. Dar cum ați aflat de asta? Am aflat întâmplător, adică încă asta, dar chiar de la Florești asta, mă sună, la piață am ieșit și s-a apropiat mama fetișilea și zic că nu știu unde e, ca că avea un băiețel, ca băiețelul plânge și am înțeles că ei, adică au fost și-au luat-o ca și nișcum. Până la urmă am aflat unde, m-am dus, eu am găsit-o pe dânsa, la Ciripca, acolo, într-o casă și zic că te rog, du-te acasă că te așteaptă mama. Asta au fost unica prieten sau și cu alți prieteni? Nu, prietenți? Pe urmă mai fost, da, de asta, de început a fost, adică a fost începutul la ăsta, așa, cu prietena și care aveam o prieten care stăteam cu dânsa lângă tot, și cu așa au fost, adică prietenii care erau la mine pe, pe adică... timpul și ele, adică el cu toate au fost întâi cu prietenii mele. Dar ce fel de prieteni ați avut? Da, cred că-s de astea, ghilimele. Nu știu, eu tocmai... Deci, știți că este o vorbă, spune cine sunt prieteni și îți spun cine ești. Da, adică eu nu știam, nu erau prieteni, adică ele nu erau prieteni, erau mai să zicem așa ca cunoscute, da? Da, da, adică eu lucram aproape, noi cum, aproape eram cu, păi, cu rog, miesele, da, și ne-am făcut cunoștință mai ca prieteni de lucru. Dar, adică, prieteni, da, eu am avut prietenii mele și mai serioase, da, și le-a nu, și le-a nu. Dar este a nouă care le facem la moment atunci, între timp cât noi locuim, da. Dar da. Când el reușea să sculci cu prietenii este? Păi ele nu lucra, adică nu avea post de lucru, nu lucra nicăieri, nu mă stătea și aștepta că ne-o să-i aduc banii, că ne-o să iei, să duc să... Și tot se întâmpla la chirii la dumneavoastră? Da. Dar el se vedea cu ele la chirii unde stătea dumneavoastră? Probabil că da. Da, uneori avem o prieten care vine la mine în ospiție. Vine în ospiție și eu când mă duceam la serviciu, adică la lucrul ăsta la mine la piață.
Da. Ei să da, aveau să vedeau, da, să vedeau, să... Da. Adică anume, și mai îmblau pe la bar, cum erau înainte barurile. Dar din ce bani? Banii care îi făceam eu la piață. Dumneavoastră îl întrețineați pe el? Da. Da, adică atâta viața chiar cât am trăit eu, niciodată el nu ne-a dat... O singură dată am fost cumpărat de dânsul, numai de banii lui, un costum sportiv. Altceva nimic. Și s-a făcut pe urmă bani, adică erau bani și împreună, tata asta și noi am dat pe urmă și am făcut, dar restul nimic. Și dumneavoastră cunoașteți toate femeile cu care el s-a culcat? Practic, da, nu chiar putere, dar... Și ați vorbit cu ele? Sau ați avut ocazia să vă întâlniți cu ele? Păi da, care chiar și la o masă am stat, care și... Adică... Da. Dar de ce nu luați și pe el cu dumneavoastră la piață să lucreze, să nu stea acasă? Pe urmă l-am luat, adică pe urmă l-am luat, l-am făcut și pe dânsul vânzător, pe urmă l-am luat într-o parte și apoi ne-am dus la Ciripcău, am trăit o leac la Ciripcău și apoi de acolo l-am luat, că nu, adem, că ești noi de traie, adem. Eu trebuie să mă, să trebuie cu ceva să trăiesc, eu nu pot așa cu două copii și da, m-am dus la Alexandrie înapoi, unde, de unde sunteți, da, de unde sunt eu, m-am angajat la lucru acolo, la unde era mătușa mea pe vremuri, lucra la o, la, de asta cum acum era atunci în casă, zice, de construcție. Și m-am aranjat acolo, l-am aranjat și pe dânsul acolo la serviciu și ala. Între timp trebuie să fac reparații la 5 etaje, la o clădire cu 5 etaje, să fac reparații pe colidor. Dar eu nu știu unde, prima dată, adică facem acasă, dădem cu vara acolo cum era. Și îl rugam, zic, vină te rog și ajută-mă și arată-mi măcar cum să lucrez cu masterocul ăsta, cum să fac asta. Nu știu ce fac dacă îți trebuie, adică nici nu vreau să mă ajute măcar la lucrul meu. Dar, nu știu, deși, dar... Doamna Viorica, dacă vorbim despre infidelitate în familie, în cuplu, cum credeți dumneavoastră? De ce să ajunge ca bărbatul să înșele soția? Eu tot zice că, cum mai citim și eu cărți din astea, că adică undeva femeie vinovată, undeva, adică femeie așa, femeie așa, dar eu mă uitam din toate părțile de vedere și zic, parcă nu sunt așa de... adică de zăpășită, de eu știu de ce. Eu nu știu, tot el de întrebarea asta lui, dar el, zic că nu știu, eu singur nu știu, zic că așa e fileașalul. Tot el, multe ori de întrebarea asta. Dar dumneavoastră, nu vă era frică, dar cunoșteați că el este infidel, adică vă înșeală, merge și la una și la alta. Dumneavoastră, după asta, nu vă era frică să... Da, era frică, da, asta, era frică, dar eu totuși fiecare dată îmblam chiar și la doctor. Da, eu îmblam la doctor, mă controlam, luam niște pastile, luam niște, adică acolo niște lucrări care, adică, da, da. Dar ați avut vreodată curajul să-l întrebi? Băi, și îți lipsește la mine, deși tu mergi la altele? Da, asta a fost, dar mai tot îți zicem, știam, că noi încoași, dar după cum s-au născut copiii, el zice că tu ești grasă, tu ești așa, tu ești așa, adică era niște reproșuri care eu, că tu ești patrată, că tu ești grasă, că tu nu ești așa, că tu nu ești pe dincolo, adică zic, tot asta, că tu nu gătești gustos, zic, și are una cu alta. Nu, n-am înțeles, adică răspunsul lui, până la urmă, totuși n-am înțeles, deși. Dar totuși eu mă gândesc că el mai mult ăsta, deși că eram așa ca, cum să zicem, ca un căluț care avea motivul de a face și bani cu mine. Adică eu mă gândesc numai din motivul ăsta. Că îl întrețineți. Că îl întreținem, că el eram o femeie așa, că eu nu, niciodată nu stăteam, că să nu am eu adică, un căpeică, ori să nu pot face ceva, ori, adică întotdeauna eram cu flagul în mână, hai încolo, hai încoace, până la urmă, adică l-am modelat, eu l-am făcut gospodar. Haideți că lui era convenabil, că dumneavoastră da, făceați bani în familie. Dar dumneavoastră, de ce ați stat cu el când ați văzut că s-a culcat cu toate prietenile dumneavoastră, că merge la una, la alta, dumneavoastră, de ce ați rămas cu el? Vă spun, cred că era frică și ea că totuși o băga frica mine, că să nu-i fac ceva la cum m-a amenințat el cu părinții. El v-a amenințat că dacă plecați da, de la el... Da, da. Dar ați vrut să plecați de la el? Da, eu deci nu odată am plecat, adică de mai multe ori și tot venești, mă umilic, eu gata, să fiu cu mine, eu să fiu băiat de treabă și iar, adică, o leacă, pe urmă, iar spornești, dar
După și eu zic, dar să-mi fac un copil, pe urmă du-te unde vrei. Și s-a pornit primul copil, doamne, el o leac s-a liniștit, dar am un tată și mai grijuliu. Dar iarăși eu lăsam copilul cu dânsul și mă ducem la lucru. Până la urmă el a plecat, eu iar copii. Și... Dar dumneavoastră când îi spuneați, cut, eu plec de la tine, el și vă spunea, cum vă amenința? Dacă n-a trăiești cu mine, eu o să dau foc la casă. Dacă n-a trăiești cu mine, eu o să bat pe fratul. Dacă n-a trăiești cu mine, eu nu știu ce să-ți fac. Adică era așa niște vorbe care eu, nu-i de, eu atunci nu le dădeam adică importanța și ei care au fost. Dar pe parcurs totuși la mine casa o ars, părinții o ars în casă. Adică vorbele și ele care atunci el ne le-au zis, adică pe treptat s-au îndeplinit. Adică nu cât aman el a făcut tăta asta, dar adică la mine s-au... Da. Și cumva dumneavoastră de frică ați trăit cu el 22 de ani. Cred că da, undeva a fost o frică oricare. Și până la urmă zic, nu eu, dar eu dacă mă rog, știți, mai este o vorbă la femei, sunt unele femei că le zici, uai, cât alang și îmi spinge. Apoi eu sunt din categorie și adică nu, deși eu nu pot, că eu o să fac, adică eu întotdeauna mă, eu, că când mă socotim, că eu sunt vinovat, înseamnă că eu undeva, cât am, adică nu cât am, că la dânsul undeva e, dar întotdeauna cât am motivul în mine, adică eu ceva corect nu fac, înseamnă că eu nu sunt așa, poate eu nu sunt gospodină, poate eu nu fac destul și așa ca să el să, adică tot fășem, tot, adică mă învinuțuim pe mine. Adică eu eram întotdeauna... Dar el doar vă amenința, adică vă umilia cu vorba sau a trecut deja și la bătaie? Da, și la bătaie, da. Peste cât timp, de când a trecut la dumneavoastră, ați fost bătut prima dată? Prima dată chiar din când din tineret, adică au fost o... Când a trecut la dumneavoastră, la Florești? Da, și la Florești, chiar atunci, peste câte, știu, zicem o lună de zile când ne-au adus... Da, a fost un caz când au adus niște bărbați, adică să vadă că eu, adică, sunt fidelă pentru dâns și ne-au adus niște bărbați. Ca să dă la mine, că eu dacă să mă dau la dâns și ceva de genul ăsta. Și eu... Dar cum a fost? Cum s-a întâmplat? Și o adus și eu zic cu niște prieteni. Zic, bine, dar eu la moment atunci întotdeauna la mine erau băutură și țigări. Eu vindeam băutură și țigări atunci pe vremuri și alea. Și zic, dar te rog să nu iei, dar lăsa să mă avem acolo. Zic, dar mai avem acasă niște băuturi, dar să nu bei tot băutură și e că să vindem. Și eu băut-o găsit acolo și băut băutura și el ia ca asta și un cumnat de-a lui, el acum, adică un neam de-a lui atunci, dar era. Și am intrat în casă și am început la dâns, zic, măi, dar putem să nu bei. Și el, cumnat și el m-a apucat de gât așa și să mă lovească. Și eu m-am, repede m-am izghit și am fugit. Atunci eram și doi de ăștia, sunt, erau care nevorbitori, adică erau doi bărbați surdomuți. Erau tot el i-a adus. Nanț, da, țin minte atunci. Și eu repede am luat și am fugit, m-am dus la doamnă și cu gazdă. Câți bărbați el a adus în casă? Vă trei bărbați erau atunci. Da, la vă trei erau, vă trei și el a patru. Și i-a adus ca să culci cu dumneavoastră, să întrețin relația? Da, el a zis că eu am vrut să văd și tu, adică cât tu de fidelă să-mi fii mie. Dar și asta se demonstrează zic, prin... Da, deși așa. Deși... Adică multe întrebări avem ca răspunsuri n-am avut. Dar dumneavoastră, acum vă dați seama că puteați să fiți violat atunci? Eu putem să și ucesc atunci, adică nu m-a violat. Adică eu putem să mă pălească atunci cum să mă azvârle acolo în răut și ala că m-a găsit nimeni. Și noroc că ați reușit să fugiți. Da, am fugit, adică am fugit și mie era rușine, adică mie era rușine. Eu la piață, adică eram o femeie, o fată așa mai, adică mă cunoștea multă lume și adică cu o reputație nu chiar așa de ra, să zic așa, că nu... Adică, erați respectată? Da, adică eram respectată, eram, zic, că să zic ea că... Și asta îmblă între Iurea și încolo și încoace. Dar acum nu vă este rușine să povestiți despre lucrurile astea? Acum nu. Acum eu vreau să povestesc ca fetele tinere, femeile tinere, adică să le iei din la capăt, să nu steamă ca și mine, adică să nu aibă frica aia asta de ce zică lumea, ori ce să fac eu mai departe. Adică eu foarte bine m-am descurcat după tot asta. Chiar de una singură, adică am aflat că eu sunt foarte descurcăreață și fără bărbatul ăsta care, adică... Probabil a fost un șoc pentru dumneavoastră soțul să aducă acasă trei bărbați ca să pui și cu dumneavoastră să vadă cât de mult țâniți la el. Da, asta a fost, adică asta e la mine și în memorie, adică dacă atunci avem la anișie, adică munda mama zicea. Probabil anișie, a rămas și acum asta, ați fost da, traumat. Da, adică traumarea asta și traumarea asta a fost mai tare, dar acum când, după și, da, când m-a dat afară, dam din casă el. Despre asta o să vorbim puțin mai târziu, dar după asta ați discutat cu el?
Și eu am plecat, da, tot și eu am plecat, adică iarăși am plecat, l-am lepădat, iar el a venit iar cu umilință, hai te rog, eu n-o să fac, hai așa, hai așa. Adică eu singură nu știu de ce, adică bărbatul ăsta vine de fiecare dată și eu, ca o femeie așa mai, cum eram eu, dacă mujic scăza, mujic zdeală, eu făceam întotdeauna aici, el mă, nu știu de ce, cum să zice, m-a rupt, m-a rupt în jumate, pentru și nu știu, adică, dar el era beat în momentul ăsta când da, o aveți da, bărbat? Da, da, el era bat. Adică el când era bat, el nu știu, dar pe urmă când zice, dacă asta nu e eu, asta nu e eu, nu eu. Adică eu nu sunt în repede. Dar el își cerea iertare după asta, când da, adică da, și de că motonaș, așa vine, și hai te rog, eu eram bat și nu știam ce să fac, și nu știam cum, și nu știam cum. Și, adică eu nu știu de ce, dar tot zic, nu, eu o să terpesc, eu o să arăt că eu o să eu. Și adică, iată, cred că așa, eu nu știu ce era atunci, ori de unde, din copilărie ceva, eu știu, nu știu, a suprimi asta care să fie umilit așa, să fie. Dar cum credeți, cine este de vină că ați avut soarta asta? Eu, totuși. De ce? Totuși eu sunt de vină, adică nu-i nimeni de vină, eu nu dau vină pe nimeni, eu sunt de vină. Că eu am luat prea mult asupra mea, adică eu vreau să arăt că eu sunt heroi, da, că sunt heroi, că eu răbd, eu. Adică nu e nimeni de vină, adică tot asta eu sunt de vină, adică e vina mea. Și dumneavoastră acum doriți să veniți cu un mesaj către femeile care trec din păcate, poate, da, prin aceeași da, adică istorie. Să lies în urmă și mașini, ca azi cum am lăsat eu, adică am lăsat absolut nici haine nu mi-a luat, adică nici o haină nu mi-a luat. Eu am luat atât de la zero și am reușit, adică am reușit. Doamna Viorica, dumneavoastră spuneați că el vă bătea. Da. Vine acasă, vă bătea doar când era beat sau ștreaz vă bătea? Beat. Prin tinereț foarte mult era, adică avea apucăturile astea de bițuie. Adică... Dar el din eu lua bani și bea dacă nu-i plășea să spuneți dumneavoastră. Vă spun, mă bătea pe mine, lua banii mei din casă. Apoi noi, dăm, când începutam să mai trăim, când i-am dus la Alexandrieni, iar l-am aranjat la lucru, adică l-am luat iarăși acolo, l-am aranjat, lucra, am început să lucrăm. Că banii care îi avea, da, îi cheltuie pe dânsul. Pe... Dar el fura banii sau îi lua? Îi lua, fiindcă la mine banii niciodată nu erau ascunși. Eu zic că îi lua, nu-i fura. Dar dumneavoastră știați sau de, după asta aflați că vedeați da, că eu nu vine sunt și banii? Mă uitam, zic, banii nu sunt... Și da, mă uitam la dânsul, dar știm că banii dar nu sunt, banii sunt cheltuiți, banii sunt luați. Adică situația așa era, că la mine banii nu se ascundeau, adică eu nu mi-ascundeau banii, că asta, eu îi puneam acolo, avem un locușor și... Și el vine acasă sau deja dumneavoastră îl găseați beat acasă? Desiori vine, nu, desiori vine el beat acasă. Adică desiori el, când vine eu acasă... Și de la ce motive el începea să vă bată? Oi, să aduce aminte că, oi, dar tu așa ai fost, dar tu așa ai zis, dar tu așa, dar eu, adică niște așa de la nimicuri, adică, că, ia, că cândva tu ai zis așa, dar de ce tu așa ai zis? Ori eu când am la Alexandrin când trăim, că, a, dar pe iată, vine vecinul și ala acolo la vecina aceea și înseamnă că tot te duci acolo, tot te-mi cu dânsul. Adică el că, era pe, gelos pe da, dânsul, era, deși el singur zicea da, la alt gelozia femeie. Asta, adică era, eu zic că ei știu gelozia asta, dar asta era o gelozie prostească care, adică, și pe el dinainte și apoi se pornea. Dar dumneavoastră i-ați dat vreodată motive să vă gelozească? Eu să... nu cred că i-am dat motive, fiindcă eu sunt așa mai... conservativă, mai... Dacă un bărbat, adică eu nu... Nici nu avem ochii ăștia, dacă era el, eu așa avem. Nu mă uitam prin părți. Dar în ce mod el vă bătea? Cum vă bătea? Cu ce vă păi bătea? Păi puteți să mă bat și cu picioarele, adică puteți să mă apuși și de cap și de picioare și cu picioarele, mai des cu picioarele mă bătea. Adică puteți să mă apuși să mă lovească și cu picioarele să-mi dăie cu picioarele astea, era unde. Au fost momente când așa de tare v-au bătut, că v-au lăsat... inconștientă. Da. Cum s-a întâmplat asta? Asta a fost odată la Alexandrieni când m-a lovit așa și nu e cam așa cum și înseamnă, adică m-a lovit așa și nu crăpat nasul. Da, atunci au fost foarte mari bătaia și aia. Tot așa că, deși tu stai și vorbești cu vecinile afară, dar nu stai cu mine în casă. Cu ce v-a bătut? Cu pumnul m-a pălit. Apoi au fost un caz la Rusia, dar atunci noi și pusem la Moscova, am avut așa de tare că am avut o scurgere. Atunci așa de tare cu picioarele m-a bătut, m-a pus jos și m-a bătut că deși eu am vorbit cu sora mea, adică era niște,
și niște lucruri, banale, da, banale, care eu, adică, nu înțeleg, ce tu ai vorbit cu soarta, că de ce tu încolo, adică, nu știu, și ai niște lucruri, dar, adică, asta nu dăm gelozie, dar era și ceva, niște lucruri din astea. Dar ce faceați dumneavoastră când el vă bate? Vă apărați sau încercați să-i dați înapoi? Eu nu mă apăram, adică atunci ai primii ani, adică eu stăteam așa, chetălat pe lopată, cum s-ar zice, dar pe urmă începută. Eu zic, eu de subțor am luat ceripcău când eram, zic, eu subțor până la fântânel și înapoi cu tine. Adică încercați să vă apărați. Da, început dam să mă apăr, da, început dam să și eu mai... Ați curaj. Da, eu mai făceam eu acolo, eu mai stricam sticla la mașină, da, adică oricum dam agresivitatea asta de mine, dar era prea mare și mă apăram, da, s-a început să și eu mai altfel. Dar după ce ați prins deja la curaj... Și oricum el vă bătea. De ce nu ați plecat de la el, doamna Viorica? N-am plecat, adică iarăși am pornit să fac copii. Am făcut un copil, am plecat, am fost de multe ori plecată. Dar iarăși am avut așa un moment cu copilul primul când am plecat de la dânsul, am fugit, dar eu cum eram, am fugit de dânsul odată, am ajuns în Belorusia. Adică era niște momente că nu știu unde sunt eu luam, dispăream, adică eram așa tare, dar mă umilită și așa tare că eu odată am ajuns în Belorusia, avem o mătușă acolo, de unde până unde am ajuns eu la dânsa și am stat la Belorusia acolo și am venit la Moldova, am cătat iar de treabă, tot și iar noi n-am, nu știu, și el iar a venit că mă tănaș, hai te rog, eu să așa, că eu să mă... și zic bine, și adică am început să trăim, era atât bine. Păi n-am făcut, adică des facem și am făcut un copil, adică des să facem și un copil, dacă tot zici că noi des să încercăm. Și am făcut, adică prim băiet l-am născut la 25 de ani. Dar voi nu puteați să aveați copii? Da, 5 ani noi am trăit, adică care nu, la noi nu avem copii, adică n-am avut în timp de 5 ani, copii nu am avut. Nu v-a bătut în timpul sarcinii niciodată? Da, a fost cazul și atunci. V-a când, tu gravidă? Da, și eu zic că te rog, hai acum termină. Zic, termină și eu, dar când vedem că el îi bat, el mai mult face când era bat, când era treaz, nu, dar dăm când... Zic, hai, te rog, termin odată cu bătăile astea, că eu am unde, că sunt însărcinată, noi să avem un copil ăsta, tu poți să-ți... Asta. Da, dar după ce s-a născut copil, era o leacă mai ca tată, să zic, da, e tată mai grijuliu, mai, da. Dar dumneavoastră v-ați așteptat ca după nașterea primului copil să se liniștească? Da. Și a fost asta? Da, o leac, da, s-a liniștit, dar pe urmă iară mai început el niște de-a lui așa, dar s-a început, după ce am dus copilul, 2 ani avea copilul mare, noi l-am dus în sat și noi am plecat la Rusia. Adică, dar când l-am luat cu mine la Rusia, când eram numai noi în doi, la Rusia, acolo cât de cât am s-a început o leacă mai... Am mai liniștit, am început să lucrăm împreună, tot împreună să facem, hai așa, hai așa, adică am început, dar mă leacă, l-am început eu să-l educ, ori nu știu ce să zic. Câți copii aveți cu el? 3. 3 băieți? Da, 3 ce băieți. Ce vă știau? 24, 20 și 8 ani. Să vă fii sănătoși. Da, mersi. Dar dumneavoastră știind că el vă bate și poate nu vă vedeați viitorul alături de el, de ce ați mai născut încă... 2 copii de la el. Uitați-vă, dar a doilea băiet, eu l-am născut iarăși la Moscova atunci, dar era așa un motiv că el dam totuși început iar cu băutul și cu jocurile în... Din noroc? Aparatele astea, da. Atunci eu eram însărcinat, zic, nu, eu să-mi fac copilul ăsta, dar cu motivul că era la mine băietul primul, zic, crești tot în egoist, zic, să-i fac un frate. Adică eu nu că pentru dânsul am făcut copiii ăștia, că adică pentru ăsta, dar eu am făcut copii, adică eu să-l pot crește, chiar dacă rămân cu 2 copii, eu să-i pot crește. Adică eu cu motivul ăsta, eu niciodată m-am gândit, adică că e ca lui fac copii și gata. Adică nu lasă, nu. Dar al treilea copil la ce vârstă? Da, al treilea la 43 de ani. Adică aici, da, eu am fost, cum să zici, cu mintea coaptă și zic, eu mai vreau un copil, că toată viața am fost așa încolo, încoace și n-am mai înțeles nimic. Zic, dar eu vreau amus să fiu mamă, să cresc un copil. Și între timp, născut copilul la 43 de ani și el s-a dus la Moscova, fără de mine. Și nu trece mult, vine înapoi acasă și se găsește o amantă. Adică, ăștia, da, eu dacă atunci știam că el se duce și vine, adică atunci nu eram în
relații bune. Da, nu, ca să vii, zic, dar am uitat să mă zduce, nu vine acasă cu, adică, ești pe loc și el nu vine așa. Măi, și faci, unde? Când, dacă am aflat, el s-a găsit o amantă, era tot din sat, din Ciripcău. Ciripcău, da, și el cu dânsa a început să trăiască, eu a început să mă sune pe mine, nu știu ce, acolo să ne spuie, nu știu ce, bala, 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 bala. Păi, zic, până la urmă, el nu vine acasă, eu copil mic, eu trebuie să mă întrețin cumva, să fac ceva. Și am mai lucrat, luam copilul mic cu mine, am mai făcut reparații, mai luam cu ziua la reparații acasă, mai cu vânzări încolo. Și deși a venit iarna, zic, vine iarna, eu copil mic, hai să, am făcut iar, am pus, am... Când între timp ne găsești cineva, mă zici că ai la Chișinău, că este la o reparație, avem de lucru acolo. Și m-am dus cu o grupă de persoane din sat, am venit în coace la Chișinău. Copilul este mic, l-am lăsat cu mama soacră, cum s-ar zice, și sâmbătă. Și duminică mă ducem în sat. Și când, bun, într-o zi mă duc în sat, în casă la mine, gospodina, face mâncare. Amanta soțului? Da. Da, și s-a început, adică atât, și eu, adică, cum așa, adică am vorbit frumos, nu am sărit la bătaie și eu mă duc, dam la mama soacră și zic, măi, dar cum așa, și mama soacră sare la mine la bătaie, ei nu știu că eu am fost acasă, ei. Și a sărit la mine la bătaie, că și n-ai tu treabă în casa asta, adică am fost... Dar cum așa, dumneavoastră nu erați acasă, da. Când ați revenit acasă, da. Ea făcea mâncare. Da, da, adică ei au venit, ei trăiau pe la gostiniță, pe la o gază, adică până la urmă, adică au văzut că n-au bani, n-au și plăti și au venit, acasă. Da, da, el oricum știa că o să veniți și dumneavoastră. Da, el știe că eu lucrez la, adică lucrez la Chișinău și sâmbătă și duminică vin acasă, fac treburile și am de făcut, copilul e la mama acolo. Mama soacră. Mama soacră, da. Eu venim, până la urmă s-a adeverit că când că eu m-am dus la Chișinău și sunt femeie răș, fac cel mai frumoase treburi cu bărbații aici, adică mă ocup de toate prostiile de pe lume. Și-a chemat atunci poliția că eu eram agresivă, cum că eu sunt agresivă. Că, mă rog, dar eu n-am, adică eu am intrat în casă, deci n-am, dar pe urmă tăți au venit la mine, tăți cu... Și am fost bătută de mama soacră și am sau lungat... Sau nu reușit să vă bată. Da, da. Adică am fost bătută și între timp am chemat și eu poliția, am chemat și poliția, atunci am fost așa ca o Santa Barbara. Dar el de ce o chema poliția? O chemat poliția că am bătut-o pe amantă, dar eu am bătut-o pe amantă și pe mama soacră, dar eu și ei m-au bătut pe mine, pe urmă eu pe dâșe. Și așa au fost? Da. Ați bătut-o și pe amantă? Da, nu cum am bătut-o, pur și simplu era acolo încă o vecină și le-am apucat numai de păr așa și le-am dat-o leacat de cap și... Ele nu putea să scape din mâinile mele, adică eu nu știu de putere și eu una au luat și m-a mușcat de mână, adică. Erați în stare de afect, urmă. Da, adică asta eu nu știu de unde, adică eu l-am așa și... Dar, da, și a venit poliția și m-a dat afară, că noi avem casă acolo unde noi am locuit la Băbuțășei, avem și casă și sarai. Și noi am făcut în sarai și casă, era și sarai. Și zic, hai voi stați în sarai, dar îmi dați-mi voi, până dimineață eu stau în casă și mă duc, zic, mă duc înapoi la Chișinău, dar m-a rezolv. Nu, venit poliția, m-a bătut la ușă, ieșiți afară, că dumneavoastră sunteți, adică sunteți apt de a face ceva rău la casa asta. Și zic, dar cu ce ocazie m-a dat afară, că iată, voi n-aveți actele pe casa asta. Adică, dar și... cine era proprietarul casei? Proprietarul casei eu am făcut pe un fecioraș de-a meu, pe a doilea fecior, adică cât era băbuța în viață, noi ne-am dus, am făcut actele, adică direct pe băietul meu a doilea. Păi și atâta timp cât el era minor atunci, dumneavoastră ca mamă aveți tot drept să stați da, acolo, nu? Da, eu atunci nu, dar eu au pus la cale minorul, copil atunci era minor, scrie o, eu știu cum să zici acolo, explicație că el se teme de mama, mama e bețivă, bată și când vine acasă tremură de frica mamei. Și la declarația asta care s-a făcut atunci, adică și a făcut video și ala care eu acolo eram neadecvată, poliția m-a dat afară. Și unde ați dormit? N-am dormit nicăieri, am stat cu fundul, cum zic eu, pe fântână la vizinărie la Ciripcău. Apoi m-a văzut, da, Clava de la asta, de la... și m-a chemat, zic, vină. Eu m-am dus la casă, eu mai am o casă, mai am o casă și ai vechi, care am eu o căsuță vechi acolo. Zic, mă stau acolo, avem un pătușan acolo, zic, stau acolo până dimineață și cu primul autobuz vin la... Și cineva ne-a stricat ferestrele, adică la momentul a venit cineva și ne-a stricat ferestrele. Eu nu știu cine ne-a stricat ferestrele, dar ne-a stricat ferestrele. Și era noapte, frig. Ce dată era? 28 martie.
Și am revenit iar la fântână și m-am dus acolo la biznărie, era asta, și zic, hai Nicola, dă-mi, te rog. Zic, uite, noi ți-am spus, vin, te rog, stai, vin și stai aici. Și am stat până dimineață. Și m-am dus la primărie, adică am dus la primărie, iar am scris o plângere, chiar că nu ne dă voie în casă, că așa și așa, adică, și plângerea și ei nu a ajuns nicăieri, că domnul care era Primar? atunci polițist, primar, nici nu a ajuns la primar atunci. Eu am scris la primar și domnul polițist care era pe vremea și atunci nu era acolo, o rupt Cerere. foaie și ei cere și o ruptă pe loc. Adică nici nu a ajuns la domnul primar, adică am vrut undeva, am sunat, nu am avut, adică de la nimeni nici un răspuns, nici... Așa am stat, adică am stat afară, da. Și am Și voi venit aici sunteți și nu a divorțați ajuns. sau nici nu ați fost Noi n-am căsătoriți? fost, adică la noi n-a fost înregistrată căsătoria. Dar copiii poartă Copiii numele. sunt, da, sunt în familia tatei. Tata, adică au fost aici mic, ca tare am vrut să scriu în familia mea, nu știu de ce, eu am avut presimțirea asta că eu o să rămân cu dânsul singur și eu, dar mi-eram pregătită ca să scriu în familia mea și în timpul ăsta a venit tata, nu că eu îmi dau, adică și-o scris în familia tatălui. Toți trei sunt în Da, și familia că, tată. da, toți trei sunt, Și da. astfel ați pus punct la relația asta de 22 de ani, la căsnicia asta de 22 de ani. După ce ați fost alungată din casă. Da. Dar cum e să fie alungată din casa la care ați muncit dumneavoastră după 22 de ani și o ales-o pe Da, adică amanta asta? amanta și, da, încă și mai fost și așa un, adică pentru mine asta și acum eu nu mi-am luat, adică, nici o haină de acolo, adică am luat un pachet, cum să zice, de oleu, mi-am pus vreo două haine, am venit în coace în Chișinău, adică nici hainele n-am fost să-mi iau și eu când m-am dus, dați-mi vă rog hainele măcar, știți, zic, măcar vreo două haine să-mi iau acolo, nici o haină nu era, nu și-o făcut dânsele, dar eu zic, ce, zic, că păi noi le-am dat foc. Că n-ai și cata hainele tale și le-am dat foc. Dar în pe urmă zici că ei hainele tale la Soroca, la țigani s-au vândut. El acum mai trăiește cu femeia asta pentru care v-o lăsați sau nu? Nu, acum el trăiește cu totuși cu altă femeie, dar el între timp a fost la lucruri psihotare în Spania și acolo cunoștință cu o femeie ucraineancă. Și cu ucraineancă și ei, dar trăiește aici la Moldova, a venit și trăiește aici, a venit și a refăcut o leacă casa asta unde am rămas ei acolo, o reconstruit-o, o refăcut-o și trăiește cu femeia asta. Cu În femeia casa în care ați asta, că investit și dumneavoastră. da, și, dar eu sucut ca asta, după asta eu le-am mai dat ajutor, adică eu le-am mai dat ajutor să termine casa, zic asta e casa pentru copii, eu pe casa mea să ne fac și timp de vară, adică am muncit, muncesc, adică am un post foarte bun de lucru care eu îmi permit să și mi reconstruiesc casa mea din Ciripcău, cei micuțe. Și ați terminat reparația Și acolo. acolo am ridicat pereții, tot din nou, ferestre, uște, din nou fac. Da, am făcut. Bravo dumneavoastră că ați Da. avut curajul ăsta. Da. Și adică Ciripcău totuși nu-l E lepăd. satul dumneavoastră de suflet. Da, dar nu-i satul meu, adică am mai multe, cum să zic, gânduri pentru dânsul Dar cum o și... străiți? Că din câte cunosc, acolo e și soacra dumneavoastră nu departe și fostul soț trăiește cu alt soție. Da, Cum o noi străiți dumneavoastră stăți într-o acolo? mahală. Dar nu vă temiți, nu vă este E, frică. nu, că am soacră mea a fost acolo și tot mi-a zis, fa, prostă, și cați aici, că du-te de aici, că e satul meu. Zic, mă scuzați, vă rog, dar eu pentru dumneavoastră nu sunt nimic, adică am vorbit frumos, nu, m-a provocat la, că știu că eu eram o leacă înainte cu emoții, deodată strigam. Zic, vă rog frumos, deja aici e satul și a meu. Eu nu sunt copilul vostru, duceți vă faceți observații la copiii voștri, dar pentru mine să uiți, eu sunt mama nepoții dumneavoastră, așa i-am zis. Zic, nepoții să duc la dumneavoastră și vorbesc cu. Și adică n-am vrut să alte eforturi, să mă sfădesc, să mă este și. Doamna Viorica, dar cum credeți? El acum este fericit cu a treia femeie, cu femeia care trăiește acum? Eu tot am vrut să-mi dau întrebarea asta, zic, tu ești acum fericit? Adică, după toate emoțiile care tu le-ai avut cu mine, adică noi am avut așa o viață, cum să zici și mai. Și el zice Intensă mai. că da, el zice că da, ne ghine cu femeia asta. Zic, eu n-am nimic împotrivă, înseamnă că, adică eu nu sunt împotrivă. Dar dacă ar veni mâine la dumneavoastră o să-ți ceară iertare la dumneavoastră ca să faceți din nou o familie, o relație. L-ați iertat? Eu de iertat l-ai iertat, dar familia nu. Nu, adică ca să trăim noi împreună, eu la multe ori m-am gândit, nu. Adică chiar și de dragul copiilor, cum altele, că nu, deja gata. Nu. Adică noi suntem acum suntem, să zicem așa, vorbim, da,
vorbim bine, nu ne sfădim chiar și cu femeia asta lui acum, vorbim. E, copiii mei stau acolo, se duc și aceștia mic, stă acolo, noi vorbim și când îl sună, ea că dacă și trebuie la băiete ori ceva, el mă mai ajută acum, adică noi suntem, am ajuns iarăși la concluzie și l-am adus la și să nu știm dușmani, adică să știm ca un fel de, mă rog, prieteni. Dumneavoastră, aproape jumătate din viața pe care ați trăit-o acum, până acum, ați trăit-o cu un bărbat care v-a bătut. Da. Perioada cea mai frumoasă din viața dumneavoastră. Da, dar de atât așa zic că fietele, poate nu supere nora mea pe mine, nu știu, poate eu leac s-o supărat pe mine, dar eu am convins-o să nu aibă viața care am avut-o eu, adică cu feciorul meu. Eu am fost asta? Inițiativa ca feciorul meu să nu se despartă de fată. De ce? Că prea bună fata era pentru dânsul. Dar nu credeți că ați făcut o greșeală? Nu. Adică nu. Ați vrut să eu am fost binele fetei. Băieți, după cum îl știu pe tata, adică băietul n-a să aibă întrebări cu fetele. Adică da, el acolo undeva ceva de dragoste înspre el, dar eu nu vreau. Adică eu nu vreau copiii mei să repete cu femeile lor, cu soții lor și și-o repetat tata lor cu mama lor. Adică cu eu nu vreau, eu sunt categoric. Eu deodată le zic. Adică, dar ei sunt împreună cu nora dumneavoastră? Nu, ei s-au recostorit totuși, m-au ascultat, să zicem așa, s-au recostorit, s-au făcut familie mai bună, să zicem așa, cu un bărbat. Păi băietul meu... Dar de ce ați dat sfatul ăsta? Băietul, la fel băietul este... face la fel cum face tata. Adică, o bătea pe nora dumneavoastră? Da, da. Și eu nu vreau, adică nu vreau să repete. Și le-am spus la băieții mei, băieți, vă rog, trăiți, nu vreau să trăiți cu fetele și le dați-le pașe, dar nu le băteți. Noastră ca mamă, nu vă este rușine că au crescut astfel de copii? Nu că ne rușine, nu să zic rușine, că sunt copii și mai răi, eu știți, îmi fac concluzia și așa, nu ne rușine. Dar eu mă, să zic și mă așa, zic, așa le sămânța. Mă eu cu... Dar poate unii o să spună că vă faceți copii de rușine, că vorbiți astfel de lucruri despre ei. Eu nu fac copii de rușine, adică sunt copii și mai răi, să zicem așa, și părinții tot îi vorbesc. Că povestiți că își bătea femeia. Da, dar asta nu-i rușine, adică asta nu-i rușine acum să spunem, să zicem vorbele astea. Sunt fete tineri, mă, sunt fete tineri de treabă, care ele tot îndură tătaia asta, adică nu se oprească la așa-lași bărbat, la așa-lași băiet, chiar și amii băieți sunt, eu nu sunt de acord, adică ei să dacă stai și să zică lumea, adică eu nu vreau. Dar cum crezi, de ce? E ca băiatul dumneavoastră ăsta mare, da? Uh-huh. De ce el își bătea soția? Uitați, dar eu am observat așa, adică așeleși, cum fășe tata la beței. Adică tot așeleși, adică așa, pe lănțușorul și ala, adică lănțușorul și ala și tot. Aceleași lucruri. Da, așa, s-a duce aminte, adică așeleși vorbele spune, parcă chiar l-am făcut cu tatăl. Da. Poate este divină educația pe care o primit-o din partea părinților. Educația, să zicem așa, educația, da, educația. Copiii mei erau când cu noi, când cu bunei. Adică educație și educație. Da, noi dăm și pot să avem mai multe. Adică educația și eu vrut, noi le-am cumpărat la copii. Și pe mine mai mult, mă iertați, și da. Pe mine mai mult m-au crescut bunicii. Când mama cu tata erau la lucru, dar mulțumesc bunicilor că... Nu cred, aici la noi mai mult e sămânța. Mm-hmm. Adică așa se trage din asta. Nu, aici nu are nimic aia asta cu... Dar în ce relații sunteți cu toți trei băieți? Deodată, da. Nu le primite lor să vii. Pe urmă au venit la mine. Apoi eu am așa, zic, nu băieți, hai facem așa, voi vă duceți și la tata, trăiți cu tata, îngrii cu tata, tata, luați, vă rog, băieți, ești mari. Aveți grijă de dânsii și ne sunăm, ne contactăm, adică... Chiar și cu băiatul ăsta mare care... Da, și la cu băiatul ăsta mare, relații bune? Da, adică da, cândva, da, dar nu avem, adică... El a înțeles că dumneavoastră nu i-ați dat un sfat rău soției lui? Sau s-a supărat că v-ați amestecat el în familie? El s-a supărat, dar pe urmă nu. Nu, eu l-am luat, adică l-am luat la mine, a stat la mine, l-am luat, am vorbit cu dânsul, nu. Adică, dar m-am vorbit așa, eu vorbesc cu dânsul nu ca așa, ca, să zicem,
mamă cu copil, eu vorbesc mai serios cu dânșa, adică eu pot să vorbesc cu o prostie, pot să-i zic o prostie, pot să le zic, adică așa Mai direct mai sunteți. direct le zic, da, adică așa le zic cum este, că nu, dar mă rog. De cât timp sunteți singură? 8 ani, damas, 8 ani. 8 nu ani v-ați recăsătorit? Nu, am mai încercat, dar nu. Ați avut parte de bărbați mai slabi? Cred că da. Cred că da. Adică, deja, adică tot aia asta mea, furtuna asta mea, nu reține nimeni. Adică, da, eu să zicem așa, nu sunt rea, nu sunt asta, dar totuși undeva este, cum să zici, stergeni. Reținere. Doamna Viorica, da. Dumneavoastră ați trăit cu un bărbat 22 de ani pe care nu l-ați iubit. Dumneavoastră, ca femeie, orice femeie își dorește să iubească, da. Nu vă pare rău că până acum nu ați iubit niciodată? Știți că da. Da. Eu încă n-am, adică, eu degeaba am aflat că eu sunt femeie, totuși sunt femeie până la urmă, adică nu sunt căluțul și ala care trebuie numai casă, masă și copii și tot asta. Dar totuși am aflat că sunt și femeie până la urmă, da. Mă rog, ca o femeie, da. Oricum încă ești, sunteți da. Tânără, aveți toată viața înainte. Da, ca poate... o femeie, adică, da, mi-aș dori, dar să vă spun că am niște bărbați, să zicem așa, da, care da, mai serioși, mai sunt de ăștia, așa e bun cum tot zic că-s căsătoriți, da? Să zicem așa. Dar, mă rog. Acum vă uitați altfel la o relație. Da, da. Vedeți relația da, altfel. Da, și după 8 ani și după cum felul de a, eu cum mi-am programat și cum trăiesc, am programările mele, nici n-am timp, adică timp și ala să, fiindcă eu muncesc, adică eu muncesc. Dar ce viață aveți acum? Eu mai mult acum sunt lucru. Da, e frumoasă viața pe care, chiar dacă sunteți singur, aveți o viață frumoasă? Da, eu sunt fericită. Adică nu e tot fericirea, cum duci tot fericirea în bărbat și ala ori, în soț și ala ori, da. Adică femeia poate fi fericită și din altă parte. Da, vreau o acordare a bărbatului, vreau, dar dacă nu, adică eu m-am întors în partea și elantă, caut în altceva. Vă focusați pe altceva. Da, da. Băiatul ăsta mic e cu dumneavoastră. Da, este mic cu mine, da, este mic cu mine, da, m-a sunat de una și... Deci, mamă, eu mă însorz, dar stai mă că să termin două clase, 7 însori. Doamna Verica, eu vă mulțumesc din suflet că ați avut curaj. Mulțumesc. Vă zic încă o dată, chiar sunteți o femeie curajoasă. Vă mulțumesc din suflet că ați venit astăzi la noi și să știți că eu sper ca povestea dumneavoastră să fie un exemplu pentru alte femei, să nu repeti greșeala pe care ați făcut-o dumneavoastră. 22 de ani ați trăit lângă un bărbat care... V-a bătut și umilit. Tinereța și păstrează tinereța și anii de tinereță și emoțiile. Emoțiile acum după 50 de ani, adică ele tare trebuiesc. Vă mulțumesc din suflet mulțumesc. Și multă sănătate. Da. Le mulțumesc și celor care ne privesc. Iar dacă au povești de viață care merită vorbite, îmi puteți scrie pe rețelele mele de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.